Într-o sâmbătă seara, el trebuia să intre de serviciu în tura de noapte. S-a îmbrăcat foarte elegant și m-a anunțat. Vezi că mâine nu vin de dimineața acasă, o să vin mai târziu, că merg la stadion să văd o bicicletă. Bine, am zis eu, dar de ce te parfumezi și te îmbraci cu hainele de plimbare? Nu exagera, Vera, mă găsesc și eu acolo cu lume multă. Am tăcut, dar în mintea mea a încolțit o presimțire sumbră, a doua zi s-a făcut ora 11, 12, 14 și el n-a mai venit. Pe la ora 16, socrul a venit în camera mea și m-a găsit plângând. Nu, mai plânge, tată, că nu ai pentru cine. Acest fluturăvând și mama lui cea avară și prefăcută nu te merită pe tine un suflet nevinovat și curat. Tu ești cu minte frumoasă, deșteaptă, dar nu ai experiența vieții și nu cunoști caracterele oamenilor." Ai avut încredere în Elena, mama lui Puiu, că e o femeie cu suflet, dar e o prefăcută. Îți spun toate astea, fiindcă mie e milă de tine și de tinerețea ta. Nu o cunoști oamenii și tu crezi că toată lumea e de bună credință ca tine. Puiu acum nu i la stadion, cum te-a mințit. S-a adus cu maică sa la Finta, o comună din apropiere, să se însoare. Maică sa de când ai venit în casa asta a avut un plan cu tine să te lase să termini școala, apoi să te dea afară pe poartă. Mi-a spus că până atunci îl face ea pe puiu să te urască, pentru că îl cunoaște ea bine și știe că îi va trece dragostea. A spus că ea nu are nevoie de o fată săracă de noră. Vrea pentru pui o fată bogată de la țară, de unde să primească și ea măcar săptămânal ceva, ouă, lapte, brânză, carne, că ea nu l-a crescut degeaba pe fiul său. Această fată se numește Sava, e înaltă și grasă, are 80 de kilograme, e mai înaltă decât puiul cu câțiva centimetri, și e slută și urâtă. Dar e unicul copil al unor țărani foarte bogați. Are trei rânduri de mobilă plus toate utilitățile noi sigilate, plus lenjerii, perne, cuverturi. Dar ce o interesează mai mult pe Elena e faptul că fata are oi, capre, vaci, porși, găini, de unde să se aprovizioneze săptămânal. Elena a mai fost cu puiul odată acolo, când auzi că se însoară cu tine și puiul nu a plăcut-o. Iar acum când a văzut că tu ești însărcinată, a adus muncă de lămurire cu puiul să meargă la finta. Așa că n-ai ce să regrezi după acești oameni materialiști, iar puiul nu știe ce vrea. Nu e serios, e influențabil și un fust angiu. Și așa că nu te merită. Nu-mi venea să cred urechilor ce auzeam. Oare puiul, iubitul meu cel care se dădea cu capul de pereți, spunând că nu poate trăi fără mine, să facă acest lucru? Oare puiul care amenința că se sinucide dacă ne despărțim să fie acest om despre care spune tatăl lui Vitreg? Și cum a reușit mama lui să-l înduplece să renunțe la mine? Era muluită. Speram totuși să nu fie adevărat mizând pe relația de ostilitate ce era între el și tatălui Vitreg. Am promis că nu voi sufla o vorbă. Am hotărât să las lucrurile așa să văd ce se întâmplă. Mi-am luat totuși poșetuța și am plecat în vizită la mătușa, hotărâtă să mă întorc doar când va veni el după mine. Mătușa m-a văzut supărată, dar am invocat motivul sarcinii. Pe la ora șapte seara a apărut și puiul. Am aflat ulterior că fata se logodise și urma să aibă nunta peste o lună. Îmi adusese pardesiul spunând că a luat bilete la ultimul spectacol de film. Acum, știind adevărul, îl vedeam cu alți ochi și eram mai atentă la comportamentul lui. Se străduia să fie drăgăstos. Am văzut un film din care nu am înțeles nimic, deoarece nu puteam să mă concentrez. Pe la jumătatea filmului am părăsit sala. Ce ai, Vera? Tu ești supărată, dar de ce? Tu ce crezi? Am de ce? I-am răspuns eu cu subînțeles. Nu te mai gândi mereu la sarcina asta, vom vedea ce va mai fi. Nici nu bănuia că eu știam unde a fost. Acum că îl priveam mai atent, observam cum se străduia să pară neschimbat. A doua zi m-am dus la practică. Pentru că era inventar, m-am întors mai devreme. L-am găsit pe pui îmbrăcat, își lustruia pantofii. Unde pleci? L-am întrebat eu. Veneam să te iau de la practică. De ce? N-ai mai venit până acum aici la 103? A spus mama să ne mutăm de aici, să mergem cu chirie unde vrem că. Nu mai vrea să locuim în casa ei. Și veneam să te iau să mergem la tanti Ștefania. Dar deocamdată nu avem bani de chirie, așa că tu vei sta la mătușa ta, iar eu aici până găsim o casă. Păi așa spune puiule, nu are rost să vii cu mine, știu și eu unde stă mătușa. Te rog să-mi aduci hainele mâine." Cu aceste cuvinte am ieșit rântind Oare ăsta era iubitul meu? nu venea să cred. M-am dus în parcul de lângă blocul mătușii și-am plâns până m-am săturat. Mă simțeam mai bine acum, doar că mă ustura un grozitor ochii care devenise umflați și roșii. Când am ajuns la tanti Ștefania, i-am povestit totul, fiindcă oricum ar fi observat. Am așteptat hainele, dar puiul nu a venit să le aducă. A venit fără haine a treia zi. Te rog să vii acasă. Am vorbit cu mama și ne lasă să mai locuim acolo până iau salariu să luăm o casă cu chirie. Nu pot să te știu departe de mine. Nu mai vin în casa aia niciodată. Ce sunt eu, marionetă? De ce nu mi-ai adus hainele? du te mamă, zise bunica, ce locuia din nou cu fica sa. Urmează-ți nu trebuie să te desparți la orice discuție, știe el ce are de făcut. Așa că am plecat din nou cu puiul acasă, dar m-a adus acasă pentru a mă umili. Săptămâna aceea am fost la biroul directoarei împreună cu diriginta și am făcut cerere de retragere din școală. Directoarea, care știa de la dirigintă situația mea, mi-a cerut să-l aduc pe puiul la școală. E un copil foarte bun, doamnă directoare," zise diriginta. Are numai note foarte bune, în ciuda faptului că are o situație materială precară. Poate există vreo posibilitate să termine prin cursul de scurtă durată cu posibilitatea de angajare. Puiu a venit la școală. A vorbit cu directoarea, asigurat mare a asigurat-o de marea lui dragoste pentru mine și de bunele intenții. Directoarea a dat mâna cu el, i-a spus să aibă grijă de mine și ne-a urat casă de piatră. Așa că acum nu aveam nici școală, nici serviciu, doar un copil în pântec. Puiul venea acasă doar după ora zece seara, abia dacă mai vorbea. Udase în perna de lacrimi așteptându-l să vină cu urechile ciulite la zgomotul porții. Aflasem că are femei cu care colindă cafenelele și restaurantele. De fapt, nu se mai ferea. Se îmbrăca frumos, se parfuma și pleca la diverse întâlniri, iar eu rămâneam plângând în casă. Într-o zi m-am dus la mama la periș, simțeam nevoia să vorbesc cu cineva despre necazul meu. Dar mama avea problemele ei sentimentale. Se certase cu Toni, care avea o prietenă mai tânără, apoi se împăcase, etc. Când am venit acasă, mă aștepta o surpriză de proporții. În dormitor era spațiu mai mult pentru că lipsea patul din camera noastră. Cum era posibil? Puiul era îmbrăcat de plecare. Unde pleci, puiule? În oraș să mă plim. ce cu patul din dormitor? Unde este? L-a mama și l-a pus în magazie, l-a încuiat cu un lacăt. Apoi a plecat rântind dușa. Unde vom dormi?" striga eu după el. Pe jos, pe podea!" îmi răspunse el din curte. Oare ce-am ajuns?" gândi eu cu voce tare. M-am așezat pe un scaun și m-am apucat de vechiul meu obicei, ce făceam eu foarte des în casa asta, să plâng. Nu știu cât am plâns, dar simțeam cum îmi plezne stâmplele. Eram singura acasă. Atunci am vrut să fac un lucru de care mi-e rușine și acum." M-am gândit eu cu capul plin de amărăciune. Ce voi face acum? La școală nu mai pot merge, serviciu nu am și nici nu voi avea curând. Casă nu am, nici părinți responsabili în brațele cărora să plâng și care să mă ocrotească. Căci mă am astătea cu chirie și avea viața ei, iar tata nici măcar nu intra în discuție. Ce voi face eu cu un copil pe brațe pe străzi, fără niciun mijloc de existență sau acoperiș deasupra capului? Și atunci am hotărât. Nu trebuia să ne chinuim atât nici eu, nici copilul meu. E mai bine să termin cu viața mea acum și să pun capăt necazurilor care ne vor aștepta. Nu credeam că voi reuși să mă descurc și să ies din impasul în care mă aruncase viața. Așa că m-am dus în cămară, am luat soda caustică dintr-o cutie și am diluat-o într-o cană mare de sticlă. Apoi am luat un creion și hârtie să-i scriu bunicii și mamei. Hârtia se udase de lacrimi. Eram atât de zăpăcită încât n-am auzit ușa decât când puiul a apărut în spatele meu. Ce faci, femeie nebună? Vrei să mă bagi în pușcărie?" Deci, lui de mine nu-i păsa, doar ce va păți el dacă mă otrăvesc în casa la el. Ia uite, domnule, parcă Dumnezeu a pus-o pe fata asta să nu vină la întâlnire și să mă întorc acasă. Altfel intram în ecaz. Tu te fată și o moarte unde vrei, nu ai să mă bași pe mine în belea. Vorbea de parcă m-ar fi văzut acum cinci minute pentru prima oară pe stradă, ca și cum n-ar fi fost și el vinovat de tot ce mi s-a întâmplat, de parcă nu el mă adusese în situația în care eram. Cuvintele lui au fost ca un duș rece pentru mine și am văzut străinul din fața mea. I-am văzut caracterul și sufletul. Nu i-am răspuns nimic. Am plecat. Eram amețită, parcă băusem alcool. Mi-am adus aminte că nu mâncasem din ziua precedentă și nici nu puteam să înghit ceva. Am plecat la gară cu intenția de a merge la mama. Trenul era abia peste două ore, m-am dus în sala de așteptare să-mi pun ordine în gânduri. Umilința cea nouă pe care mi-a aruncat-o puiul în față m-a trezit ca un duș rece. Și am început să gândesc total diferit față de înainte. De ce să nu lupt pentru a-mi apăra și crește copilul din pântec? De ce să mă desconsidere și să mă trateze pe mine așa omul ăsta de nimic? Eram hotărâtă să nu mai aude el niciodată. O să muncesc, o să-mi cresc copilul și gata. Dar deodată mi-am adus aminte că la naștere copilul meu nu va avea tată și va fi trecut pe numele tatălui meu ca un copil din flori. Mai mult decât atât, eu nu mă pot angaja la alimentara decât dacă am buletin de oraș. De asemenea, nici casă nu pot obține de nicăieri dacă nu am domiciliul în oraș. Și așa mi-a venit o idee. Nu l-am urât niciodată mai mult ca atunci pe puiu. Omul pe care l-am iubit atât de mult, primul bărbat din viața mea, să se poarte cu mine ca și cum aș fi un obiect nefolositor. Câtă umilință! El nu se considera responsabil pentru copilul cel purtam în pântec, chiar dacă era sânge din sângele lui. Așa că m-am hotărât să-i arăt eu că trebuie și e normal să-și asume niște responsabilități, chiar dacă nu dorește acest lucru. Voi merge la miliție, unde voi reclama că a profitat de naivitatea mea, fiind minoră, iar acum fuge de responsabilități. Cititorul trebuie să înțeleagă că eu nu doream să-l mai văd pe puiu niciodată în viața mea, deci eu nu vroiam să întemeiez un cămin forțat cu acest om împotriva voinței lui, știind că el nu mă mai iubește. Dar o căsătorie obligatorie mă avantaja numai ca să dau copilului meu un nume și să-mi fac buletin de oraș care mă ajuta să obțin o locuință și un serviciu. Apoi urma să fie un divorț. Măcar așa puteam să mai repar ceva din viața mea pe care mi-o otrăvise și dărâmase el cu totul. Toate aceste planuri mi le-am făcut în gând acolo, în sala de așteptare, când urma să merg la mama. Când am ajuns la mama, i-am împărtășit ideile mele cerând sfatul la ceea ce am de făcut. N-a părut prea entuziasmată, fiindcă ea însă și avea, după cum am mai spus, problemele ei cu Tony. A doua zi de dimineață m-am prezentat la miliție unde am făcut reclamația. După trei zile, Puiu a fost chemat de un capitan care l-a obligat să-și asume responsabilitatea, implicit să oficieze căsătoria. Așa că, fără să ne vorbim, pe data de 10 ianuarie 1969, ne-am prezentat la ofițerul stării civile. Fără prieteni, flori sau îmbrăcăminte festivă, ne-a chemat să spunem da și astfel am devenit forțat soția lui legitimă apoi fiecare a plecat pe drumul lui. Sunt sigură că s-a gândit și la foaia pe care a semnat-o în fața unchiului meu, în care recunoștea că am fost domnișoară cu el. Eram însărcinată în cinci luni, apoi, cu certificatul de căsătorie, mi-am făcut buletin de oraș, dar nu mă puteam angaja imediat, deoarece eram gravidă. Toată această perioadă de patru luni până în mai, când am născut, am stat la mama împreună cu bunica. Acum mama se mutase, avea două camere și un hol, aveam spațiu suficient. Făcuse rate și își mobilase casa. Acum așteptam să nasc și după perioada de alăptare să încep munca. Unica nu știa ce să-mi facă să uit mai repede traumele prin care trecusem și umilința pe care o îndurasem. Trecuseră două luni de când mă despărțisem de puiu și începuse să-mi fie dor de el. Încercam să-i găsesc scuze pentru a motiva atitudinea lui față de mine – mă mințeam pe mine însă mi aruncând în vina asupra mamei lui, că el era doar sub influența ei. Mi-aminteam când mă plimba în spinare prin curte, când îmi aducea ciocolată, când mă asculta la teme după ce veneam de la școală și când îmi pupa fiecare deget spunându-mi bobocuța lui. Nu, nu se poate să mă fi uitat, e imposibil să nu-i fie și lui dor de mine. Gândeam eu și lacrimea mare îmi scăldau obrajii. Bunica mă găsea plângând, mă luam în brațe și mă săruta pe creștet. De ce plângi, fata mea frumoasă? Pentru ne sprăvit ăla. Merită pentru nenoroci să vergi tu lacrimi. Te rog să nu te mai gândești la el, că ăsta nu e o mie fiară sălbatică. Și a bătut joc de tot ce aveai tu mai bun și mai sfânt. Și bunica avea dreptate. Încercam să nu mă mai gândesc la el. Trecuse iarna, zăpada începea să se topească. Fusese o iarnă grea cu troiene mari de zăpadă viscolită. Era prima zi de primăvară, întâi martie. Soarele strălucea cu razele lui timide și blânde. Zăpada, care forma pe alocuri petice, strălucea în bătaia soarelui. Pomii erau înmuguriți, iar câte un fir de iarbă scotea capul cu teamă, parcă, de furia zăpezii. Era o zi frumoasă de primăvară. Mergeam abătută la cabinetul doctoriței pentru a-mi controla sarcina, mai aveam o lună și ceva până la termen. Doctorița avea program după amiază. Era ora șapte seara. Ai copilul sănătos aici, Vera," îmi zise doctorița după ce mi-ascultă copilul din pântec. Nu mai fi supărată că totul va fi bine. Dumnezeu le așează pe toate. Câte mi-ai zis tu că ai încercat să-i faci acestui copil, nimic nu s-a legat de el. Când este să fie poruncă de la Dumnezeu, așa rămâne." Am ajuns acasă bucuroasă că măcar am un copil sănătos. Când am intrat în casă, bunica se plimba neliniștită de colo-colo. Ce s-a întâmplat, mămăițo? Ce mi-ascunzi? Păi, nu știu dacă să-ți spun sau nu. Te rog frumos, nu-ți dai seama că-s curioasă? Bine, da, să nu mă cerți. După ce ai plecat tu, că am la jumătate de oră. Cine crezi că a bătut la ușă? Cine, mă O zi mai repede. Nenorocit, un emernic, nu i-ar mai muri nimeni înainte. Până să mă dezmeticesc că ai intrat în casă cu trei buchețele de ghiocei, niște prăjituri pe care le-am aruncat după el și trei mărțișoare. Să rumână măițo, îmi zise. Cum îndrăznești să vii aici, porcule? I-am răspuns. Am venit să văd ce face vera ai bine? Mai adaug animalul. De când te interesează pe tine de vera, criminalule? Ești afară până nu spar capul cu făcălețul ăsta. Ești mai repede și dacă mai dai pe aici, stai picioarele. Vrei să mă dai de necaz? Că îți dau una în cap și te omor. Bine, mămăițo, bate-mă că sunt vinovată, am greșit, e nevasta mea și nu pot trăi fără ea că o iubesc." așa afară, lua ternecazul și pe ziua aceea când ai apărut în fața fetii mele." Și l-am aruncat afară. Bine, i-ai făcut, mămăițo," zise eu bucuroasă și am început să râd în hohote. Eram fericită, acum știam că mă iubește și el și că e dor de mine. Dar merita pedepsit de fapt, nici nu eram sigură dacă mai merită să mă întorc la el." Apoi am aflat că, de fapt, el nu trăia singur acasă, își adusese o puștoaică de 14 ani, care venise pe post de nevastă cu perne, așternuturi și tot arsenalul. O chema Mariana, mi se făcuse silă. Oare ce fel de om era acesta? În sfârșit a venit și ziua nașterii copilului meu. Pe data de 1 mai m-am internat la spitalul din Periș. Aveam contracții. Dar nu a fost așa simplu. M-am chinuit trei zile și trei nopți, deoarece am avut ghinionul că se lucra cu personal redus din cauza zilelor festive. Pe data de 3 mai a venit pe lume primul meu copil. O fetiță frumoasă, sănătoasă, de 3 kg și 200 de grame. Mi-a arătat-o. Uite ce fată frumoasă ai! M-a bufnit plânsul. Un copil nevinovat pe care eu am vrut să-l omor. Și în ce condiții primesc eu darul dat de Dumnezeu? Am plâns de bucurie, de ușurare, de emoție, de toate. Apoi am căzut într-un somn adânc. La ora 11 am născut-o, iar eu am dormit până a doua zi la aceeași oră. Nu dormisem de trei nopți. Când m-am trezit din somn, nu realizam exact ce se întâmplă. Am observat că sunt mai ușurică și mi-am amintit că sunt mămică. Imediat m-am gândit ce face fetița mea și pe unde o fi. Am pornit în căutare și după numărul de la mână am descoperit copilul meu dormea înfășată într-un scutec. Am luat-o în brațe ca pe un ou de teamă să nu se spargă. Dormea adânc, avea fața albă ca laptele și buzele roșii, trăsăturile fine, regulate, iar pe cap doar câteva fire de puf albicioase. Am prins-o de nas să se trezească pentru a-i vedea ochii. A deschis un ochi plictisită, apoi și pe celălalt. Avea ochii negri. Semăna cu mama și fratele meu, Ginel. Ești frumoasă, prințeso!" A dormit la loc nepăsătoare. Am pus-o ușurel jos și am plecat. mă anunțată că am o vizită. Era bunica încărcată cu bunătăți. M-a albit cu pupăturile ei. Mai speria rău fata mamei cu nașterea ta atât de grea. Nora s-a dus la puiu să aducă buletinul lui pentru certificatul copilului. Nu, cred că mai e nevoie de buletinul lui, deoarece suntem căsătoriți, am zis eu. Dar ce zici, bunico, lui i-ar plăcea fetița? Oare n-ar fi și el curios să vadă primul nostru copil? Eu înțeleg că-i duș dorul, da? Eu nu pot să-ți dau niciun sfat. E adevărat că ai nevoie și de tată la copil, da? Cum ai uitat așa de repede cum și-a bătut joc de tine? Bunica avea perfectă dreptate. În curtea spitalului era un parc cu bănci. Acolo stăteam de vorbă. Alături, pe altă bancă, era o femeie care râdea bucuroasă alături de soțul ei, care părea foarte fericit. Femeia era din același salon cu mine. Ochii mi s-au umplut de lacrimi. Bunica a și îmi zise, sărutându-mă pe creștet. Știi ceva? Tu nu ai nevoie să te super că-ți dispare laptele. Și am auzit în viața mea multe femei care s-au îmbolnăvit de leuzie. Fii la locul tău, ce o vrea Dumnezeu aia va fi. Bunica a plecat abătută, iar eu am plâns până m-am săturat. A doua zi, în jurul orei zece, am fost anunțată că m aștepta cineva la poartă. Oare el să fi fost? Am fugit repede și coborând scările cu privirea către poartă, era cât pe aici să-mi rup gâtul când m-am împiedicat. La poartă era într-adevăr puiu. Era îmbrăcat cu niște pantaloni de vară, cu un evazat foarte mare, cum era moda și cu o cămașă albă deschisă la un nasture. În brațe avea un imens buchet de narcise și lalele și un pachet cu haine pentru copil. Când l-am văzut, am uitat de toate necazurile pe care mi le făcuse. Îmi venea să-l iau în brațe dar m-am abținut și am vorbit rece. Ce cauți aici? Ce întrebare e asta, bobocuța mea? Am venit să învăț cele două fete, nu-i copilul meu, cum să nu vin? Copilul tău, pe care dacă nu te-aș fi obligat cu miliția să oficezi căsătoria cu mine, nu l-ai fi recunoscut niciodată. Ai dreptate să fi supărată. Am fost un măgar, te rog să mă ierți. Eu te iubesc foarte mult și nu mai pe tine, chiar dacă am greșit de multe ori. Acum avem un copil și chiar dacă am 19 ani. Promit că voi avea grijă de voi. Promisiune pe care nu a respectat-o niciodată. Cum să fac să vă și eu, fetița? Va trebui să facem un certificat de naștere. Descurcă-te doar, tu ești cel care le știe pe toate. Așa că puiul s-a dus în camera unde erau copiii și a văzut fetița după ce a mituit o asistentă, apoi a pornit către directorul spitalului unde a făcut un scandal monstru cu privire la întocmirea certificatului de naștere. Copilul meu nu e țăran!" De ce să scrie pe certificat născut în comuna Periș? Eu voi face reclamație. Du-te și reclamă unde vrei. Dacă aici s-a născut, nu putem să trecem o altă localitate. Primi răspunsul categoric. Mi-era foarte rușine, mă făcuse de râs. Am mai stat în spital câteva zile, deoarece suferisem o mică intervenție la naștere. În acest timp, eu a rămas cu bunica la mama și mă vizitam în fiecare zi la spital. Agățase șofată în curtea spitalului când mergeam eu să alăptez copilul, care îi spusese că se afla aici în vizită la sora lui. Eu eram sora vizitată. Am aflat ulterior că după ce pleca de la spital, mergea cu domnișoara pe câmp într-o livadă de pruni unde își făcea de cap. După ce am ieșit din spital, am mai stat la mama până am terminat perioada de leuzie. Apoi am plecat cu puiul, bunica și copilul la soacra mea. Spre uimirea mea, mama lui Pui a fost foarte bucuroasă de venirea noastră. A studiat-o pe Mari, așa se numea fetița, și a decretat. E foarte frumoasă, puiule, seamănă cu tine. Nu-mi explicam atitudinea ei binevoitoare, însă aveam să aflu mai târziu ce planuri zise împreună cu fiul ei. Vroia ca eu și bunica să creștem fetița mai măricică, încât să pot fi înlocuită ca mamă, apoi să mă arunci afară pe mine, oprindu-mi copilul. Astfel, ei aveau de câștigat amândoi. El nu mai avea, el nu mai plătea pensie alimentară, iar ea avea pe cineva de companie care o va îngriji la bătrânețe. Tot socrul meu mi-a explicat ce înțelegere au făcut. Copilul nu consumă mult, puiule, că ești tu să fac economie. Așa că decât să plătești pensie, este usture la buzunar. Mai bine la o și te vei ocupa tu de cheltuiel, care vei vedea că nu vor fi multe. Doar nu vrei să pun eu bani din buzunarul meu. Și a avut dreptate. Cheltuielile n-au fost multe, fiindcă Fica mea a mâncat ciorba crită veche în care punea oțet, a fost îmbrăcată în lucruri vechi sau foarte ieftine la care mai punea adaosuri pe măsură ce creștea. Lucruri noi și frumoase, precum și jucării, erau numai cele aduse de mine când îmi dădeau voie să o văd. Dar să revenim la luna mai 1969, când am intrat cu copilul în casa aceea blestemată. Mie nici prin cap nu-mi trecea că pot exista asemenea oameni pe pământ, și cu atât mai puțin să mi se întâmple mie așa ceva. Dar nu era încă momentul pentru a-și pune în aplicare planul mărșav. Copilul trebuia să mai crească până mi-l vor lua. Așa că bunica asta cu mine o săptămână până m-am învățat să fac baie copilului, apoi a plecat la mătușa Eliza. Puiul răspândise vestea în tot cartierul și pe toată strada care are băiat, mai mult cumpărase pentru copil îmbrăcăminte de culoare albastră. De ce spui asta, puiule? L-am întrebat eu, mirată. Păi vrei să râdă lumea de mine ca am fată? Atunci mi-am colțit ideea că nu prea e întreg la minte. Și când se va vedea că de fapt e fată, ce explicație vei da? Că am scăpat-o pe jos și s-a crăpat. Am rămas uimită. Când Maria am plinit o lună și jumătate, am botezat-o. n mai fost o vecină, iar botezul a fost în curte, fără tămbălău. Trebuia botezată, deoarece plângea nopți întregi din cauza colicilor de la burtică, iar lumea spunea că cere botez. Puiul era foarte deranjat de plânsul copilului. Du-te și leagă în altă cameră sau pune o pernă peste gură să tacă dracului odată. După botez, fetița s-a mai liniștit într-adevăr și am putut și eu să mai dorm noaptea. Imediat după botez, soacra mea a plecat în concediu la Vatra Am rămas acasă doar noi și copilul, care era acum liniștit și creșteam în fiecare zi. Eu eram în casă, alăptam fetița când a intrat și puiul pe ușă bucuros ca o vijelie. Era numai în short, fiindcă venea de la fotbal, în spatele casei era un teren improvizat. Ce s-a întâmplat, de ai starea asta e euforică și intri pe ușă ca o vijelie?" Am întrebat eu. A venit poștărița și ia uite ce mi-a adus." Zicând acestea, am o hârtie. Când am desfăcut-o, am citit. Ordin de încorporare cu data de 24 iulie. Eram în data de 14 iulie, deci peste 10 zile. Bun, și de asta ești așa de bucuros. Da, am scăpat de toate obligațiunile. Viața de familism nu-i pentru mine. M-am stresat destul și nici de țânși care să-mi urle în cap, nu mai am chef. Așa că sunt liber, zise el bucuros. Cum poți vorbi așa? nu vine să cred. Crezi ce vrei, fetițo. Cu Mare să facă ce vrea cu voi dacă îi trebuie copil. Pă, mine nu mă mai interesează nici de tine și nici de copil. Vreau să-mi tinerețea să fiu liber să mă distrez. Și apropo, da, că tot mai am doar 10 zile până să plec în armată. Aș vrea să le folosesc din plin și îți imaginez că tu mă cam încurci. Așa că te rog să-ți faci bagajul și să dispar cât mai repede că n-am timp de pierdut. Și unde să mă duc cu copilul în brațe? Spuse-i printre lacrimi. La mai ta la dracu în fundul iadului, nu mai ia copilul și dispar dracului mai repede. M-am îmbrăcat, am luat o sacoșă cu lucrurile fetiței și m-am apropiat de ușă dar am constatat că nu puteam duce și sacoșa și copilul. Te rog, ajută-mă cu sacoșa, că nu mă descurc până la gară. Ce vorbești, domne? Ești mai repede până nu mă supăr. Am ieșit plângând și în stradă am găsit un puști care m-a ajutat cu sacoșa până la gară contra unei monede de trei lei. Am ajuns acasă la mama cu ochii roșii de atâta plâns. Lasă, Vera, că ne descurcăm noi," zise mama înduioșată de ce mi s-a întâmplat. Nu vom muri de foame." Nu voi sta mult, mamă, pe capul tău, chiar de mâine încerc să găsesc ceva aici de lucru să fiu lângă mari. Și chiar de-a doua zi am găsit un post de bufetieră la restaurantul Gării, care se afla la șapte case de locuința mamei. Corbisen și cu o vecină să aibă grijă de fetiță cât suntem noi la muncă. Femeia urma să vină la mine la muncă la trei ore cu fetița ca să o alăptez. Am primit o fișă de angajare și eram foarte bucuroasă. Urma să-mi fac analizele. Mi-am îmbrățișat cu drag fetița care râdea la mine ca și cum ar fi știut că am vești bune. Uite, prințesa mea, mămica ta va lucra. Vom avea bani și pentru hăinuțe și pentru jucării și îi vom arăta noi animalului de taică tot, dacă se poate numi așa, că ne vom descurca și fără el. Mămica îți va cumpăra o rochiță albă cu volane. Dar am constatat că nu aveam buletinul și fără el nu puteam să fac angajarea. Îl uitasem acasă la puiu, fiind obligată să plec în grabă, așa că m-am întors acolo după acte. Puiul m-a privit ironic, era în spatele casei pe trenul unde juca fotbal. Ce mai dorești?" mi se adresă el superior după ce se detașă de grupul de băieți. Am venit să-mi iau buletinul, că-mi trebuie urgent." Da, nu crezi că m-am întors la nemernicul de tine." Și pentru ce trebuie așa de urgent?" E problema mea, nu cred că te interesează pe tine." Dacă nu îmi spui, nu vei primi niciun buletin. Trăznite ar Dumnezeu de nemernică, află că mă angajez bine. Cine te angajează pe tine când n-ai împlinit 18 ani și cum vei face tu naveta cu un copil sugar? Află că mă angajez la restaurantul din Peri și pot să-mi alăptez copilul oricând. Iar dacă nu-mi vei da actele, voi face un cerc aici de să vă aduna toată strada. Aceasta a fost marea mea greșeală, i-am spus locul unde mă voi angaja. Apoi am primit buletinul și am plecat în Apoi m-am prezentat la dispensar pentru analizele de angajare. Dar puiul nu mi-a dat pace. A venit la periș, beat mort, cozi până să plece în armată. Și primul drum când a coborât din tren a fost la restaurant. Aici a făcut un scandal monstru, a bătut cu pumni în teșghea și cu picioarele în vitrina frigorifică. L-a amenințat pe șef că-i dă foc la provălie dacă mă angajează acolo. Dacă îți trebuie femei tinere, caută în altă parte, nu pe nevastă mea. Dacă vrei să nu-ți dau foc la prăvălie. Bineînțeles că nu am știut nimic din toate acestea. Venind, Beat spunea numai aberații, apoi a dormit. Dar dimineața, când s-a trezit și a plecat la tren, a spus foarte hotărât că se bucură că pleacă în armată, că a scăpat de obligații de mine și de mari. Copilul poți să-l dai de suflet, dar să-l dai undeva să fie și ea bine. Cum îți imaginezi că voi face așa ceva, neisprăvitule? Crezi că eu sunt lipsită de suflet ca tine? Atâta timp cât am două mâini și două picioare, voi munci și voi avea grijă de copil. Cum crezi că aș putea să-mi părăsesc copilașul meu, sufletul meu? E treaba ta, atunci eu nu mă implic, zise puiul indiferent. În aceeași zi a plecat în armată. A fost repartizat la securitate în orașul Slatina, unde a stat trei luni făcând perioada de instrucție. Eu, ca de fiecare dată când m-a umilit și m-a dezamăgit, am luat hotărârea să uit cu desăvârșire de existența lui. Aveam și eu o bucurie, îmi găsisem serviciu, așa că, după ce am terminat analizele, m-am îndreptat bucuroasă către viitorul meu loc de muncă. Dar, surpriză, când m-a văzut responsabilul cu actele în mână, a venit către mine: Îmi pare foarte rău de tine, fată! Se vede că vrei să muncești, ai nevoie de acest post, dar nu te pot angaja. Am rămas perplexă, parcă mă lovise ceva în cap. Dar de ce? Am apucat eu să zic cu glasul stins. Cum să spun? Eu n-am nevoie aici de scandaluri. Ai un sos violent și recalcitrant care a venit aici, m-a înjurat, m-a jignit, m-a amenințat foarte supărat că dacă te angajezi o să dea foc prăvăliei. Așa că te rog, nu te supăra, dar hotărârea mea e luată. Ce mai puteam zice la asemenea cuvinte? Nu aveam replică. Și acum, scuză, mă am niște treburi. Și a plecat în biroul lui, închizând în ușa. Toate planurile și speranțele mele s-au năruit. Am rămas fără mijloc de existență. Oare de ce vrea acest om să-mi facă numai rău? Cu ce am greșit eu în fața lui? Mă întrebam în timp ce mergeam abătută spre casă. Singura mea greșeală a fost că l-am iubit sincer cu toată ființa mea. Am ajuns acasă unde am plâns în voie până mi-am descărcat necazul. Angajasem o fată care era rătăcită fără număr la poartă prin periș. Ne înțelesesem să o plătesc la primul salariu. Deoarece nu prezenta prea multă încredere, era sub supravegherea proprietăresei. Pe bunica o internasem în spital și nu mai avea cine să aibă grijă de copil, cât umblam eu pe drum pentru angajare. Când am ajuns acasă, proprietărea sa era lângă pătuțul lui Mari, care dormea liniștită. Ce bine că ai venit, Vera, ți-a dispărut bona. Eu am venit să o verific, ca de obicei copilul dormea, iar pe ea iau de unde nu -i. Vă mulțumesc foarte mult, vă rămân îndatorată. Cât privește fugara, mai bine că a plecat, că n-am rezolvat nimic cu serviciu și oricum nu prezenta încredere. Dar am constatat ulterior că n-a plecat cu mâna goală. Mi-a luat drept suvenir ceasul pe care îl primisem de la bunica atunci când am împlinit 15 ani și cercei cumpărați de puiu când am fost la nuntă la vărul lui. La vreo două zile de la această întâmplare m-am pomenit că bate cineva la ușă. Era ora 11 și ceva, deci ora prânzului. O schimbasem pe mari de costuma și ne pregăteam să facem o plimbare la aer curat, în livada de vizavi a -vis, unde mergeam de multe ori. Deschidușa și, surpriză, nu -mi venea să cred ochilor. În prag stătea chiar soacra mea. Ne ta?" Îngâna eu mirată. Intră! Dacă i-aș fi cunoscut planurile, n-aș mai fi fost așa mirată. Pentru a-mi lua copilul de lângă mine, ea era în stare să lupte cu toate armele din dotare. Dar trebuia ca fetița să fie puțin mai mare, să meargă în picioare, să se înțeleagă cumva cu ea, nu să o ia sugar și să facă nopți albe o Deci a făcut planul de a mă mai ține cumva să cresc copilul mai mare și apoi să-și arate colții. Ce faceți, mama, e că mi-a fost dor de voi. Cum am ajuns acasă de la vatra dornei, am găsit casa goală. Nici pe tine, nici pe copil, nici pe puiu. L-am întrebat pe pagubă, soțul ei. A ales să ar praful de el ce s-a întâmplat și mi-a povestit amănunțit. Tu, mamă, te iei după prostul de puiu. Vino acasă cu copilul Vera. Nu-i locul tău aici, lasă-l pe puiu în seama mea că o să-i arăt eu lui. Nu pot, mamă, îmi pare rău, dar m-am umilit destul. Acum nu mai sunt însărcinată să nu mă angajeze nimeni. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și eu și fetița mea, așa că voi munci. O să găsesc eu undeva de lucru și ne vom descurca așa că nu voi veni cu dumneata atâta timp cât puiul m-a dat afară din casă ca pe un gunoi, iar pe Maria a spus să o dau spre înfiere că pe el nu-l interesează nici de mine, nici de copil. Vai, Vera, tu ascult ce spune un nebun ca el? O să-l iau de ure când va veni în permisie, să vezi ce o să pățească el cu mine." Era foarte hotărâtă să nu plece fără noi de la periș. Dacă aș fi avut mintea de acum, ar fi trebuit să mă gândesc de ce mă vrea în casa ei această femeie, care nu m-a plăcut niciodată. Nici mama nu și-a pus această întrebare, sau poate nu a vrut să-și o pună, că poate era mai bine fără mine și Marii. Trebuia să primească mai rar vizita lui Tony. Hai de vera, că nu pot să plec de aici fără tine și Mari. Dacă vrei să-ți iei serviciu, o aducem pe bunica ta când va ieși din spital la noi ca să aibă grijă de Mari și vei merge la muncă. Hai de vera, ce mai aștepți? Că știe soacrata ce spune. Du-te acasă cu ea să-ți păstrezi tatăl la copil. Mi-am dat seama că mama vrea să rămână liberă. Și m-am gândit că dacă o să încep serviciul, e mai bine să stau la ea până îmi găsesc o gazdă pentru mine și copilul meu. Iar bunica avea avea grijă de mari cât sunt eu la muncă. Așa că am acceptat să plec cu ea, mai ales că puiul nu era acasă. Așa că am făcut din nou o mare greșeală în viața mea și am căzut în plasa femeii care îmi va aduce suferința. Asta pentru că eram lipsită de experiența vieții, nu avea cine să-mi dea sfaturi și aveam sufletul curat nu știam cât de multă perversitate exista pe această lume. Credeam că toată lumea e onestă ca mine. Aveam doar 17 ani. Ajuns acasă la soacră, m-am instalat din nou în camera unde vărsasem atâtea lacrimi și care mi-aducea aminte de suferințele și umilințele petrecute aici. Mama lui Puiu se purta cu mine ireproșabil, dar eu mă simțeam rău că stăteam pe capul ei cu copil cu tot. Eu zic să nu-ți mai ai serviciu, Vera. Cine va avea grijă de copil?" zise ea la două zile de când venisem acasă. Pe păi așa ne-a fost vorba. Nu ai spus dumneata că mă vei lăsa să lucrez și o aducem pe bunica aici? Bine, atunci când va ieși din spital bunica tate, te duci să cauzi serviciu, zise ea văzând că nu scapă de mine. Socrul meu improvizase în curte, sub un pom, un dintr-o cutie dreptunghiulară de placa și niște sfori. Aici o adormeam pe mari uneori, iar eu îmi luam o carte și citeam pe un scaun lângă leagăn, în timp ce ea dormea la umbră. Trecuseră cinci zile de când eram aici. Era o dimineață plăcută de vară, cu raze blânde de soare și adieri mângâietoare de vânt. Eram în curte, o așteptam pe bunica ce trebuia să vină. Mari dormea liniștit în leagăn. Deodată mi-a atras atenția un zgomot, era de la cutia de scrisori. Venise poșterița și lăsase un plic. M-am dus repede și am luat scrisoarea. Era de la puiu adresată mamei lui. N-am ezitat nicio clipă și am deschis-o imediat. O să redau aici o parte din conținutul acelei scrisori care mi-a rămas întipărită în memorie, chiar dacă au trecut 45 de ani de atunci. Iată ce mai scria puiul printre altele. Dragă mamă, te rog să faci ceva pentru mine și n-am să te uit toată viața. Am făcut multe greșeli în viața mea, da, asta a pus capac la toate. Când am plecat în armată, am izgonit-o pe vera de acasă. Nu știu ce a fost în mintea mea. Am simțit deodată un dor de libertate, de aventură. Nu am realizat atunci că eu nu pot să trăiesc fără această fată și nici cât de mult o iubesc. De când am plecat, mă gândesc tot timpul numai la ea și mă de gelozia, deoarece nu știu ce face și unde merge. Mamă, te rog să te duci la peris, o aduci acasă, că de nu? Eu mă împușc aici în post și voi veni în sicriu acasă. Acum am cartușe de manevră, dar într-o săptămână voi primi cartușe adevărate. Am greșit, mamă, când am izgonit-o. Te rog să înțelegi că ea e viața mea. Abia acum îmi dau seama cu adevărat. Și te rog, mamă, să te porți frumos cu ea, să mai treci tu cu vederea, să știi că nu e pricepută la anumite treburi. Îți mulțumesc, mamă, și te asigur că n-am să uit niciodată ce faci pentru mine. Fiul tău care te iubește mult. Așa scria puiul în acea scrisoare care m-a paralizat de uimire. Oare ăsta să fie omul care m-a aruncat pe poartă, asemănându-mă cu o cantitate neglijabilă, care m-a jignit și m-a umilit în ultimul hal? Dacă nu i-aș fi cunoscut scrisul, m-aș fi gândit că e scrisă de altcineva. Ce om normal la cap poate să aibă un asemenea comportament? Ori e nebun, mă gândeam eu, ori își bate joc de mine și mă folosește când are chef, apoi mă aruncă provizoriu și apoi mă cheamă din nou și tot așa. A doua variantă s-a dovedit a fi cea adevărată. El nu putea să renunțe la mine, deoarece mă considera un bun al său, dar când se plictisea, mă mai zgonea să se mai distreze și cu altcineva. Dar de mine. El știa sigur că-l iubesc foarte mult și când mă chema el, eu o să vin de fiecare dată. Am început să realizez și eu anumite lucruri, să-mi dau seama că sunt jucăria lui. Am început să gândesc și eu cu mintea, nu numai cu inima. Nu știam dacă să mă bucur sau să mă supăr de această scrisoare, dar am hotărât să-i servez colecție, nu acum, ci când s-o aștepta el mai puțin. M-am dus și am arătat mai și scrisoarea. Ți-am spus eu, fată, ai văzut cum se așează lucrurile. Tu să-ți vezi de treaba ta și totul va fi bine. Dar citește și dumneata că în scrisoare nici nu pomenește de mari, nici măcar nu întreabă de ea. A, da, da, e și el tânăr și încă nu s-a obișnuit cu ideea de a fi tată. Mai că s-a găsit imediat o scuză pentru nepăsarea și ignoranța lui. Dar oare eu nu eram tânără? Eram cu doi ani mai mică decât el și mi iubeam copilul mai mult decât pe mine care va să zic că eram din nou nevasta oficială, acceptată în unanimitate în domiciliul conjugal, iar soț aveam doar prin corespondență. Acum soțul meu îmi trimitea scrisori interminabile, pline de tandrețe și de iubire, în care îmi cerea iertare și își exprima regretele pentru comportamentul avut. Mă ruga să-l iert și să-i fiu fidelă, dar eu aveam foarte multe îndoieli în privința spuselor lui. Preocuparea mea numărul 1 era copilul și căutarea unui loc de muncă. Cum bunica venise, m-am prezentat la sediul alimentară pentru angajare. M-am angajat imediat și m-am înscris și la cursul de scurtă durată pentru terminarea studiilor. În câteva luni am obținut diploma. Bunica stătea zi și noapte numai cu mari în brațe. Venea cu ea la mine la serviciu ca să o alăptez, iar între aceste ore îi dădea biberonul. În felul acesta copilul s-a obișnuit să mănânce din biberon și a refuzat sânul, astfel încet, încet mi-a pierit laptele matern. Dar eu eram mulțumită că fetița creștea frumos și acum aveam și eu bani cu care acoperam o parte din cheltuieli. De asemenea, am cumpărat și ceva de îmbrăcat, atât pentru mine cât și pentru mari. Dar bucuria mea a fost de scurtă durată. Bunica s-a îmbolnăvit și mama a venit și a internat în spital. Acum nu mai aveam cu cine să las fetița până la revenirea bunicii. Am fost obligată să întrerup serviciul. Puiul îmi scria în disperare să vin la el să mă vadă, altfel moare. Am fost de fiecare dată când am găsit pe cineva care să rămână cu Marii. Trebuia să lipsesc cel puțin 24 de ore, deoarece era în armată la Slatina. Aici a stat trei luni, după care s-a mutat în Prahova, aproape de casă, la 30 de kilometri departare. În cele trei luni cât a stat la Slatina, eu am fost de cinci ori la el, fără să-i duc absolut nimic. Și bani de tren îmi trimitea el. Nu merita nimic, chiar dacă aș fi avut bani, oricum nu i-aș fi dus nimic. Bunica a venit din nou de la spital, iar eu am pornit din nou după serviciu. Am primit o repartiție în stațiunea Cheia, după ce am făcut un curs rapid de o săptămână la Sinaia pentru meseria de ospătar. Veneam acasă o dată pe săptămână și era numai de sezon. M-am mulțumit și cu asta decât nimic. Îmi era foarte dor de mari, nu stătusem niciodată departe de ea, dar știam că e pe mâini bune deoarece iubi, bunica o iubea foarte mult. Cât am lucrat la cheia, puiul nu mi-a scris nicio scrisoare din cauza geloziei. Am considerat că îi se cuvine și lui puțină suferință și nici măcar nu am încercat să-i o alin cuiva. Cumva. L-am ignorat. Dar sezonul a trecut și am rămas din nou fără serviciu. M-am prezentat din nou la oficiul pentru repartizarea forței de muncă, de unde mi s-a cerut o adeverință de la comisariat, cam soțul militar, dacă doresc o nouă repartizare. M-am dus la comisariat și, surpriză, pe cine găsesc acolo la ușa secretariatului? Pe colonelul Chițac, cel care mă trimisese la parașutism în urmă cu trei ani. L-am salutat respectuos. Reacția lui a fost surprinzătoare. Măi, 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 pe cine avem aici? Războinica noastră! ce cu tine la comisariat? Da, vin în biroul meu ca să vorbim!" M-a descosut în legătură cu viața mea, iar eu i-am povestit în amănunt toată situația mea. Ce să spun? Îmi pare foarte rău pentru tine, altfel îți văzusem eu viitorul, da, asta e, zise el sincer necăjit. Uite, tot ce pot face pentru tine e să-ți fac o indemnizație de soție de militar, 275 de lei, pe care o vei primi cât soțul tău va fi în armată. Apoi formă un număr de telefon și ceru forțele de muncă de unde a obținut pentru mine o repartizație de taxatoare pe autobuzele din municipiu. I-am mulțumit frumos și am plecat bucuroasă. Avusese o zi foarte bună. Faptul că obținusem un serviciu era o mare victorie. Mergeam la serviciu, bunica era cu mari, totul era bine. După cum am mai spus, puiul era militar acum lângă casă, la aproximativ 30 de kilometri, mai exact la fabrica de armament Mija. Asta îi dădea posibilitatea să vină mereu acasă. Într-o zi găsesc o scrisoare în cutie, scrisă de Puiu și adresată celui mai bun prieten al lui. Locuia pe aceeași stradă, dar la un alt număr. Din obișnuință, Puiu a pus numărul 11 unde locuiam noi, astfel scrisoarea a ajuns la cutia noastră. Iată un pasaj din ceea ce îi scria soțul meu. Sile, ai fost pentru mine ca un frate și te voi considera mereu așa. Te rog ajută-mă. Sunt foarte îngrijorat că eu sunt aici. Iar e nevastă mea e singură și nu știu ce ispite va întâlni, dar fiind că eu nu sunt lângă ea. Așa că am să te rog să o mai urmărești și tu din când în când și dacă o vezi vreodată stând de vorbă cu vreun bărbat, indiferent de vârstă, să-i spui următoarele. Soțul tău are o sută de perechi de ochi și te vede. Și îți mulțumesc eu mult. Nenorocitul! M-am enervat eu. Când a plecat în armată, m-a aruncat ca pe un gunoi Lăsându-mă plângând cu copilul lui în brațe și spunând că nu-i pasă de noi. Mai mult decât atât, mi-a da, mi spus să dau copilul spre adopție, că voi avea acordul lui. Iar acum pune lumea să mă urmărească. Ori am dat eu vreodată vreun motiv de infidelitate? Mă simțeam jignită și iritată. Tocmai el, un fustangiu incurabil, să aibă asemenea atitudine. Într-o zi a venit în permisie de la unitate pentru 24 de ore. La ora 1 după amiază eu am plecat la serviciu, iar el a plecat la unitate îmbrăcat în uniforma de MTU. Am făcut o cursă cu mașina și la cap de linie m-am pomenit cu el în mașină îmbrăcat în civil. Mă urmărise. De fapt, avea permise de trei zile. A doua zi s-a dus la garaj și a cerut desfacerea contractului meu de muncă, precizând, aici sunt numai desfrânate. Ia-ți, omule asta că noi avem 700 de taxatoare. M-a lăsat astfel din nou fără serviciu. Faptul fiind consumat, nu am zis nimic, dar i-am pregătit o surpriză când se aștepta mai puțin. Aflasem deja de la prietenul lui Sile că cele zece zile înainte de încorporare le petrecuse în preajma unei domnișoare pe nume Monica, că mai corespondau și îl vizitau la unitate. De aceea, de multe ori când veneam permisie, se aranja și pleca singur în oraș. Unde plece așa gătit?" îl întrebam eu. Să mă distrez în oraș, de ce? Care-i problema?" Deci, care va să zic că eu eram mantaua de vreme rea. Nu vrea să mă piardă nici pe mine, dar nici să am vreun drept asupra lui. Așa că am mai stat câteva zile cu Mari și bunica, apoi când se aștepta el mai puțin, am plecat la mama. Era prima oară când îl părăseam eu pe el din proprie inițiativă. Apoi i-am trimis o scrisoare în care i-am scris că l-am părăsit, nu-l mai iubesc și nu mă voi mai întoarce niciodată la el, să-și ia adio de la mine. După câteva zile, vă pomenesc o scrisoare de la unitatea lui de la Mija, în care comandantul mă invită politicos, dar urgent, la unitate. Așa ceva nu mai auzisem. Curiozitatea m-a făcut să mă duc. Când am ajuns la unitate, comandantul m-a chemat în birou și mi-a spus următoarele. Dumneata, ești soția soldatului de la unitatea mea, da? Am răspuns afirmativ. Uite ce te rog eu pe dumneata, zise grav comandantul. Dumneata, ai trimis o scrisoare cum că l-ai părăsit? E adevărat, deoarece am motive întemeiate. Și care ar fi acelea? Nu cred că sunt importante pentru dumneavoastră, fiind strict personale și mai ales nu se leagă cu nimic de viața militară. Dar se leagă de ostașul meu care are o armă în dotare și care a venit să-i dau permisie, spunând că fără dumneata nu poate trăi și renunță la viață. M-a bufnit râsul. De ce râzi? Mie nu mi se pare nimic amuzant. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, am zis eu, vă garantez că nu se sinucide. Astea sunt amenințările lui frecvente. Nu am intenția să-l bârfe și să-l denigrez acum, dar eu știu mai bine deoarece îl cunosc. Ascultă dumneata, zise el pe un ton serios. Eu sunt obligat să iau măsuri de precauție și să iau în serios orice amenințare, mai ales că am mai avut cazuri similare. Soțul dumitale este furier de companie, adică transportă documentele. Și aș vrea ca acestea să ajungă în siguranță la destinație, de ce îl servește patria. Nu ai vrea dumneata să-ți în hotărârea de despărțire până când se va lăsa la vatră? Mai ales că nu mai sunt decât câteva luni. Este un ordin? Nu. O rugăminte. Așa mă gândeam și eu, știindu-mă persoană civilă și nici de cum soldat. Și mai mult decât atât e vorba de umanitate. Domnule, nu cred că știți dumneavoastră câtă umanitate a fost și câtă nu între mine și soțul meu. Dar vă înțeleg, nu? Doriți să aveți evenimente cu militarii din subordine. O să încerc să fac totul cum e mai bine. Însă nu promi nimic pentru că aici e vorba de suferințe, sentimente și alte stări sufletești pe care nu le poate cunoaște nimeni până nu le trăiește pe propria piele. Și acum, dacă nu mai e nimic de spus, aș vrea să vă rog să mă scuzați. Da, vă mulțumesc că ați venit și vă rog să vă gândiți serios. Așa voi face. Bună ziua! Cu aceste cuvinte am părăsit biroul comandantului și am alergat la trenul care tocmai era în stație, fără să mă uit măcar înapoi sau să întreb de puiu. În tren am mers cu nașul, cum făceam de obicei. Chiar dacă nu aveam serviciu și mijloc de existență, aveam totuși o satisfacție sufletească. Era și puiul odată victimă. Am început din nou să-mi caut loc de muncă. Mulțumeam lui Dumnezeu că eram sănătoasă și eu și Marii și avea cine să aibă grijă de ea. Eram în stare să accept orice ofertă. De ospătar, vânzătoare, chiar și la construcții sau femeie, de serviciu, orice dar norocul mi-a surâs și am găsit un post de factor poștal. Eram fericită. Începusem serviciul. Asta s-a întâmplat la o săptămână după ce am venit de la comandant. Fix la 10 zile, deci de la vizita la Mija, puiul și mama lui au venit la Periș. Când am venit de la serviciu, i-am găsit acasă, puiul obținuse permisie. Ce cauți aici?" M-am repezit eu la el de cum l-am văzut. Cum ce caut aici? Am venit să-mi văd copilul și, bineînțeles, nevasta." Tu nu ai rușine? Sunt nevasta ta numai când vrei?" M-am dus, am deschis larg ușa și așa am spus, Ieși, dar acum, până nu te pognesc cu ceva în cap." Stai, măi, Vera!" zise maică sa cu vocea ei confecționată blajină. Puiul te iubește și apoi copilul. Mulțumesc mult de așa iubire să fie mărăcini. Când mă lăsa singura acasă și pleca la întâlnire cu domnișoara Monica, sub privirile îngăduitoare ale dumitale, cum era?" Dar oare eu nu sunt om? N-am și eu suflet, inimă? Nu mai vorbim de demnitate, că asta mi-a fost călcată în picioare. N-am intrat în curtea voastră, eram un copil naiv, aveam sufletul plin de speranță și iubire. Am crezut în falsa lui dragoste. Apoi, când am renunțat la școală din cauza sarcinii și nu mai aveam niciun viitor, m-a dat afară din casă cu burta la gură. M-am dat jos din pașă și am stat pe un chituc de lemn de lângă sobă. Atunci pentru el eram un gunoi, și totuși m-am întors la el de fiecare dată când m-a izgonit și apoi iar m-a primit. Acum îmi ajunge. Lăsați-mă în pace. Nu mai vreau asemenea iubire, asemenea căznicii, asemenea soț. M-a însăturat, îmi e suficient. Și acum plecați. Bobocuța mea, iubita mea, te rog, ascultă-mă puțin. Ce bobocuță termină cu dulce gările astea de doi lei? Ai devenit ridicol. Nu mă mai încâns ca de fiecare dată. Am gândit și eu acum, chiar dacă e târziu, să-mi ascult rațiunea și nu altceva. Până acum am gândit cu inima. Bine, Vera, dar jur pe viața mea că eu n-am iubit pe nimeni decât pe tine. Nu știu ce a fost în capul meu de m-am purtat așa urât cu tine. Nebunie, cred. Dar dacă mai dai o șansă, îți promit că nu vei regreta. Bla, 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 bla. Puiul a ținut o pledoarie prelungită, în care a am mai amenințat și cu sinuciderea, dar nu m-a impresionat deloc. Mai auzisem așa ceva, dar au intervenit mama și bunica impresionate de falsele lui lacrimi. Ca să nu mai lungim vorba, eu fiind în minoritate numerică, sau poate că încă îl iubeam, am cedat și mi-am făcut bagajul de plecare, mergând apoi cu ei, cu mari și bunica acasă. Socroșenia radia de bucurie, deoarece mergea cu paz repes către țelul ei final, acela de a intra în posesia copilului meu. Eu, în schimb, eram sceptic în privința acestui mariaj. Eram în luna iulie. În octombrie, Puiul termina armata. După ce m-am întors acasă, totul a fost bine cam două săptămâni. Soțul meu venea acasă cam de două ori pe săptămână. După două săptămâni, au început vechile obiceiuri. Fata despre care am spus mai înainte, Monica, îl vizita tot mai des în armată, iar când venea aici, el își folosea toate permisiile numai cu ea. Puiu, de ce te porți așa cu mine? Unde pleci?" îl întrebam eu văzându-l cum se parfumează și pleacă spre poartă. Pentru că nu te mai iubesc, te-ai făcut urât, ai slăbit, nici nu te compar tu cu iubita mea, Monica." Și atunci de ce m-ai adus înapoi? Spuneai că mă iubești numai pe mine." Așa mi s-a părut atunci." Am rămas plângând în curte. Bunica a venit să mă ia în brațe. Trebuie să plecăm de aici până nu te bagă în pământ," zicea bunica ștergându-mi lacrimile. Mari crescuse, mergea în picioare și începuse să rostească primele cuvinte. Era un înger de copil. Soacra mea probabil găsise pe cineva să aibă grijă de fată, deoarece începuse să bată primele apropouri. Păi, maică, dacă să stați numai în ceartă, mai bine vă separați. Cum tu nu ai un să te duci cu copilul? Mai bine să rămână aici cu mine. De ce te cerți cu puiul și ești așa geloasă? Lasă-l să se distreze și el că-i bărbat. De ce stai în cale că tot acasă vine?" Eu nu mai suport atâta scandal în casa mea. Să nu mai spun că bunică tatușește toată noaptea și e deranjant când dorm. Am înțeles mesajul. Era clar, trebuia să plecăm din nou, dar fără fetiță, în ideea soacrei mele. Am început să caut casă cu chirie, dar chiriile erau scumpe și nu mă primea nimeni cu copil mic și cu bunica. Bunicii era din ce în ce mai rău, suferea de bronșită cronică, tușa până nu mai putea respira și avea și cu inima probleme. Ei cumpăram în fiecare lună medicamentele prescrise de doctor, dar nu o ajutau foarte mult. Pe Mario o legăna pe picioare și nu o lăsa jos nici când adormea, picioarele ei bătrâne amorțite, iar când mergea, călcâiele o usturau ca și cum ar fi avut răni. De ce mă măiți o nu dai jos de pe picioare dacă a adormit? Pentru că s-ar putea să-i se să pună vreo muscă pe nas. Vai, bunico, să nu mai gândești așa. Avea 64 de ani. Peste doi ani avea să ne părăsească, aceasta fiind prima lovitură puternică ce mi-a dat-o viața.